Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Univers Cultural. De data aceasta suntem acasă la poetul Fănică Lăpădatu. Vă spun bine v-am găsit și un an cu bucurii să aveți. Mulțumesc, bine ați venit în casa noastră. Aveți aici patru versuri care... Aceste versuri pe mine m-au introdus așa într-un farmec al străduției pe care dumneavoastră locuiți. Și spuneți aici: în minte îmi vine ziua de atunci, sunt 17 ani în vara asta, când la Mușcel pe Nerizeanu 5 sosea în căsuța mea poetul Nasta. Deci dumneavoastră stați pe strada Nicolae Rizeanu numărul 5, iată, stați deja pe o stradă care a cărui nume este deja istorie. Dar să revenim și să începem așa cum este și firesc începutul. V-ați născut la 17 august 1932 în comuna Săucești, județul Brașov, din părinți Bacău, din părinți agricultori Vasile și Catinca Lepădatu. Sunteți al patrulea din cei 10 da. Frați, nu? Da, da. Din care 5 frați și 4 surori. Spuneți aici că aveți o copilărie obișnuită. Eu fac precizarea că citesc din cuvântul introductiv pe care autorul l-a scris la a treia ediție a cărții Destin, Litanii și Sonete, care a apărut la editura Larisa 2011. Da. Cum a fost copilăria dumneavoastră, domnule Lepădatu? Da, o copilărie plină de farmec. Au fost mulți copii, joaca era distracția noastră zilnică, alergat-o prin grădină, prin vie. Ați avut o copilărie fericită? Fericită, da. Chiar dacă, să zicem, au fost lipsuri? Au fost lipsuri, că am trecut prin ani de secetă. Dar cum au fost anii de secetă? Anii de secetă aveam vaci cu lapte, aveam 3 vaci cu lapte și nu era nevoie decât de un pumn de mălai, făină, de păpușoi, cum îi ziceam noi. Mălaiul se găsea mai greu atunci, în perioada aceea. Da, și îngroșam laptele, puneam lapte la fiert și într-un ceaun mare și un castron mare pe masă și toți în jurul mesei rotunde, masă joasă. Cu scăunele micuțe. Cu scăunele micuțe și aia era hrana noastră, de-am trecut peste foametea din 46-47. Spuneți aici, într-un prim sonet: vedeam de vite prin mohor și pir, pe pajii juca mingea, țurca, poarca, până într-o zi când m-a vrăjit petarca și sfintele sonete din Shakespeare. Când a fost acea zi? Acea zi a fost cu înscrierea mea la școala profesională de pelărie și încălțăminte, Partizanul Bacău. Când am simțit așa ruperea de sat de... și când am venit în contact cu cenaclu George Bacovia, m-a luat un educator și m-a dus acolo. George Bacovia din Bacău. Bacău. Da. Și m-a prezentat lui Radu Cârneci. Asta în ce an se întâmpla, dacă mai țineți minte? Da, în 49. În 49. 49, 1949, aveam 17 ani. Mai trăia și Bacovia, dacă... Trăia, sigur, trăia. Da, a venit vreodată la cenaclu, George Bacovia? Nu mai putea, era în vârstă, da. Era deja plecat din Bacău, era la București. Dar George Bacovia fiind în viață, la Bacău exista cenaclu George Bacovia. Da. Și întâmplător am nimerit într-o clasă la școala asta, unde a predat Bacovia în 1922, a predat caligrafia și catedra aceea la care a stat el, m-am îndrăgostit de această catedră și m-am învârtit în jurul ei și deodată mi-a venit ideea să scriu. Și acesta a fost primul contact al dumneavoastră cu literatura. La Bacău, la cenaclu George Bacovia, vă mai amintiți ce personalități mai veneau? În afară de Radu Cârneci? De Radu Cârneci, venea George Bălăiță.
George Bălăiță, pe vremea aceea, fiind un tânăr prozator, deputase în volum, era student. Era student. Era student în anul 5, nu știu, sau în anul 4. Era student la filologie și... El venea probabil pe timpul verii, când... Venea pe timpul verii, în vacanță, asta, și acolo ne întâlneam. O perioadă, pe urmă, după ce a terminat studiile superioare, a rămas în Bacău, până au fost preluați de București. De București. În Bacău, dacă țin minte, există și o revistă literară, nu? Ateneu. Ateneu, da. Exista și atunci? Exista. Exista și atunci. Exista Ateneu. Da? Ați publicat vreodată în această revistă? Nu, în alte reviste locale. Locale, deci de acolo. Da, unde ați publicat? Am publicat, era Luptătorul, erau niște reviste din astea atunci, ale vremii. Și am publicat sub pseudonimul Ștefan Săucescu. Ștefan Săucescu. Ați avut vreun mentor literar, pe cineva care să vă îndrume? Cineva drag dumneavoastră? Da, eram și oarecum prieten cu Nelu Huțu, cântărețul de muzică populară, și mai mult cu Radu Cărneci. Mai mult cu Radu Cărneci. Cât a stat în Bacău? A stat vreo 5 ani. 5 ani. Și după aceea? 5 ani, pe urmă am plecat... Am terminat școala profesională de pelărie și încălțăminte, am mai plecat până la o școală de horticultură de la Mercurea Ciuc, în cartierul Șumuleu, da. Un loc foarte plăcut acolo, și pe urmă, din motive de sănătate, n-au fost bune calificările mele și a trebuit să vin la Câmpul Lung. La Câmpul Lung, în ce... Ana, ați ajuns la Câmpul Lung? Ce vârstă aveați atunci? Da, la Câmpul Lung am venit așa pe la vreo 27 de ani, în 69. Și cum ați găsit atunci Câmpul Lungul? Cum era Câmpul Lungul în 69? Când da. Dumneavoastră, bănuiesc că ați venit cu trenul, ați coborât în gara de la Câmpul Lung, da, nu? Da, la gara, chiar în poezia Destin, spun da. Că ce am găsit în gara? Surprize. Surprize, nu? Hamali, care cărau cu sace, cărau cu sace spate, iată, făină, grâu, boabe de porumb. Ce m-a mai întâmpinat așa aici? Câini, foarte mulți câini. Ca și astăzi, nu? Ca și astăzi, da. Nu ducea lipsă Câmpul Lungul de câini, mai maidaneze, da? Da, și... Birjarii. Asta și birjarii. Încă circulau trăsurile pe vremea aceea, nu? Da, circulau trăsurile. Chiar cu trăsura am venit că... Ați venit de la gară cu trăsura și unde v-ați oprit? Și m-am oprit în fața școlii, la școala... Unde era școala? Este drum de liceu Dinicu. Unde este și acum acea școală comercială? Da. Școala economică se cheamă, tot comercială, da? Ați coborât acolo și unde v-ați cazat? Am cazat la școală, m-a primit... Avea internat școala și mai departe. Avea internatul, da. Mai țineți minte ce profesor ați avut? Un profesor care v-a marcat atunci, la acea vreme? Desigur, a fost Belciug, directorul, Ienescu, Ecaterina, deci Belciug și nu mai țin numele care îl avea, numele mic. Enescu fiind doamna Enescu fiind doamna profesoară Enescu de... Ecaterina, care era directoare adjunct. Da. Urmă am găsit câțiva colegi care erau și ei. Era Nicolae Turtureanu, care... Nicolae Turtureanu, scriitorul actual, Nicolae Turtureanu, care el după aceea s-a îndrăgostit mai mult de Moldova și a rămas la Iași. La Iași, da. Da. Și la Iași a rămas în continuare. Oricum are niște amintiri foarte frumoase despre Câmpul Lung. El a publicat o perioadă în revista Argeș despre Câmpul Lung și viața literară de aici. Deci a fost coleg cu Nicolae Turtureanu. Nicolae Turtureanu, da. Și scria pe vremea aceea? Nu scria, era... Nu scria, nu? Era pierdut, nu. Eu eram membru la Cenacul, eram...
Dar el nu. Nu, el venea la mine să spunea, cum vă faci de publici? Uh-huh. Eu publicam deja da, la Bacău. Da. Și a prins curaj, om foarte sârguincios. Erați de aceeași vârstă, nu? Sau nu, era mai mic el? El era mai mic. Mai mic, vreo 7-8 ani era mai mic. Deci avea în jur de vreo 20 de ani atunci. A fost de vârste diferite aici, că a fost o școală specială cu probleme de plămâni. Da. Și de asta ați venit aici, ați făcut aici. De aici, din cauza și, asta. Și după aceea Turturean a plecat, după aceea a terminat școala de aici, a plecat direct la Iași, nu? Sau... El a plecat la el în nordul Moldovei, era de pe la Botoșani. Botoșani, da. Și pe urmă la Iași. A dat la Iași, a reușit la... Filologie a făcut el, da? Cum se și a rămas la Iași literar, pare mi se că acolo a rămas și acolo a crescut. Spuneți dumneavoastră tot în prefața cărții Destin, la Câmpul Lung cunoaște o efervescență literară alături de profesorul Răducu Iordache, latinistul Ion Popescu Piscu, poeta Eliana Mălăncioiu și bănuiesc că mai târziu Mariana Chirtoacă, Ion Chingaru și întârziatul poet Nicolae Nasta. Aș începe puțin cu sfârșitul, să-mi povestiți puțin despre Nicolae Nasta. Cum era și ce făcea la Câmpul Lung? El venea la Câmpul Lung de așa mai mult pentru odihnă, pentru recreere. Venea vara, stătea cam toată vara aici la Câmpul Lung și ne-am cunoscut pe plajă. Pe plajă, că atunci se făcea plajă pe râul Târgului. Deci la plajă pe râul Târgului. Da. Tot se vorbește de amenajarea râul Târgului, că până la urmă se va face. Oricum se face și acum plaje pe râul Târgului. Era și un poet, parcă Tăutu, era un prieten, veneau amândoi, era, nu știu ce, era colonel, era în armată. Am auzit de poetul Tăutu, da? Și ei veneau aici vara și așa l-ați cunoscut. Și așa l-am cunoscut. Nu l-ați cunoscut cum, la cenaclu, sau venea și nu, la cenaclu. Nu. El era deja consacrat, scria poezie pentru copii. Da, special pentru copii, pentru ca așa copii este, era și foarte dotat. Era un, după mine, un poet. Un poet care a rămas. Copiii mai studiază și astăzi am găsit poezii de Nasta, de Nicolae Nasta, în cărțile de 1-4. Cărțile de română de 1-4. Da. La cenaclu, cum ați ajuns? La cenaclu am ajuns... Și cum era cenaclu atunci? În ce an? În 69? 68, 69? Da, prin 60. Cine v-a adus la cenaclu? Și unde se desfășura? La cenaclu m-a dus Răducu Iordache. Profesor Răducu Iordache. Profesor Răducu Iordache era profesor de ce materie? De română. De română și ați făcut cu el română? Nu. El preda la liceul de fete acolo. Fostul liceu, actualul industrial, așa, aici în oraș. Da, la fostul liceu de fete, acolo public. Acolo, lângă policlinică, ca da, să... acolo lucra el. Dar cine m-a dus pe mine, foarte interesant. Care a dispărut de pe lume acum câțiva ani. Generalul... Dobrescu. Cum v-ați întâlnit cu generalul Dobrescu? El, cum era el de înfire, foarte atașat, era atunci tânăr locotenent, director al Casei de Cultură din Câmpul Lung. Casei de Cultură a Armatei? Nu, chiar Casa de Cultură. A fost angajat la Casa de Cultură. Era și cadru militar angajat la Casa de Cultură? Da, umbla militar așa, era atunci după... Da. După război. Sau era, nu mai era încă militar? Nu mai era militar. Nu mai era militar. Dar el umbla îmbrăcat în militar? Da, umbla militar, da. Am înțeles. Bun. Așa l-am cunoscut, îmbrăcat ofițer. Da. Și el m-a atras, și cu alții... Casa de Cultură era... Era unde e acum, nu? Nu, era unde e liceul de muzică. Acolo l-am cunoscut. Liceul de muzică? Care e liceul de muzică? Liceul de muzică peste drum de poșta. Aici unde a fost, unde a fost retrocedată clădirea acum, da. Era înainte, ca să spunem telespectatorilor, înainte era școala de muzică.
Școala de muzică. Școala de muzică, după aceea s-a mutat la Carol I. Deci acolo era Casa de Cultură. Acolo era Casa de Cultură atunci când... Și aici era prefectura, nu? A fost la prefectură. Se schimbase deja, trecusem la noua reorganizare. Și la unde e acum Casa de Cultură, ce era? Muzeu? Unde e Casa de Cultură acum? Muzeu e, parcă era, nu? Nu. Era... era primăria orașului. Primăria și orașului. Unde e muzeul? Era Debu. Da. Și unde e primăria acum? Și unde e primăria acum? Era raionul. Raionul, păi da, se desfințe. Așa era o formă mai, de organizare. Mai exista raionul atunci, în 68? Da, era. Încă mai era, nu? Încă mai era raionul, da. Am înțeles. Deci, ați fost, domnul Dobrescu v-a adus la Casa de Cultură, care... Da. Azi, la Casa pe Bulevard. De care, Bulevard, da. Casa din Bulevard. Și acolo pe cine ați cunoscut? Păi un Popescu Piscu venea și dânsul acolo, profesor extraordinar. Foarte activ era. Foarte activ era, nu? Și alți scriitori. Ileana Mălâncioiu, a cunoscut-o pe Ileana Mălâncioiu, da, nu? Da, și Ileana Mălâncioiu venea mai rar, dar venea. De ce chiar, mai rar? Chiar de mult. Păi era la Pitești cu serviciu, a lucrat în primii ani după ce a terminat liceul aici, liceu. Da. Terminase și facultatea, nu? Nu terminase facultatea, a plecat de acolo, a fost în serviciu pe la rețelele electrice. A fost în serviciu, dar nu luase la facultate, nu se usese la facultate. Cred că nu o luase. Un an de zile, da, un an, doi ani, da. Și știu că venea din când în când eu publicam, mai strecurau, publicam cu Ion Chingaru. Cu Ion Chingaru. Unde publicați că eu atunci? Scriam la diferite reviste. Eu am publicat pe la Sportul și pe la Secerea, nu știu, parcă era la Piteștiu. Secerea Șocanu. Secerea Șocanu. Da. Era revista Argeș, înființată în 68, nu? Da. 68, revista Argeș, unde mai târziu în 70 a venit Tomozei. V-ați întâlnit cu Tomozei, că Tomozei venea la Câmpul Lung. Da, m-am întâlnit de multe ori. De multe ori cu Tomozei, da? Era bun prieten cu Nichita. L-ați văzut pe Nichita în Câmpul Lung? V-ați întâlnit cu Nichita? Nu m-am întâlnit cu Nichita niciodată și pare rău că nu m-am întâlnit. Dar la Tomozei în casă ați fost? Nici la Tomozei n-am fost. Dar unde vă întâlneați? Ne întâlneam cu Era vreo cafenea, vreun loc unde, o berărie unde vă întâlneați scriitorii? Când venea Fănuș Neagu în vizită la Câmpul Lung, într-un schimb de experiență, așa se zicea. Bine. Venea cu scriitorii, bucureșteni și era... Fănuș Neagu a venit de multe ori în Câmpul Lung? A venit de multe ori. Îi plăcea Câmpul Lung, după câte știu plăcea, lui Fănuș. Și îi plăcea vinul bun. Și vinul bun lui Fănuș Neagu, da. Aveam noi vin bun aici în Câmpul Lung? Se mai găsea? Se găsea. Da? Bun, și vă întâlneați? Unde vă întâlneați? Că aici am rămas în ce... Da, ne întâlneam... Nu aveați un loc stabil? Nu, unde se întâmpla. Da. Ba la câte un local, ba la câte o cantină. Deci nu aveați un loc al scriitorilor unde să vă întâlniți și unde, știu eu, să stați la o cafea, să stați pe la primărie, unde aranjau ei când veneau. Ședințele cenaclului, în ședințele cenaclului venea și Tomozei din când în când, mai venea mai, Tomozei, da? Venea și... Poetul nostru de la cetate... Eu văd o Apoienaru? Nu, Mircea Dinescu. De la cetate, da. Mircea, a venit Mircea Dinescu aici în Câmpul Lung? Da. A venit cu Fănuș Neagu. Asta prin ce an se întâmpla? Că este interesant. Intră în istoria literară a orașului. Da, eu n-aș știu niciodată că Dinescu a venit în Câmpul Lung. Păi era cam înainte de Revoluție, cu vreo 10 ani. Deci până 80? Da, cam prin 80. Până 80, da. Și Fănuș Neagu spunea că nu are nevoie să ne dea textul înainte, ci că fiecare răspunde pentru el. Dacă are vreo greșeală politică și fiecare răspunzător de faptele sale. Da, atunci funcționa foarte bine cenzura și bănuiesc era că... Era cenzura. Și el se lăsa. Chiar i-a făcut, l-a prezentat pe Dinescu. Da. Uite, Dinescu era prin clasa, prin anul întâi, pe la Ștefan Gheorghiu, era pe undeva. Da.
Și uite, un tânăr care e cu perspectivă și e cam obrăznicuț. Spunea cum el, vorbea el Fănuș. Da, Dinescu era la facultatea de ziaristică la Ștefan Gheorghiu. El, da, trimis de către Uniunea Scriitorilor. Și a citit Dinescu aici? Da, a citit. Și v-a plăcut, l-a criticat? Da. Cum a fost discuția? E interesant de aflat. Mie nu mi-a plăcut prea mult de Dinescu. Era mai zbuciumat, așa? Mai... Era, nu, era și așa, mai filfizon, mai scuipat printre dinți, așa. L-am văzut că e înfumurat. Era la vârsta aia, cu un răglan așa lung. Chiar am și scris ceva împotriva lui. Da. Am scris, am publicat. Păi avea în jur, deci avea 30, e născut în 50, dacă nu mă înșel, avea 90-30 de ani. Da, cam așa. Cam așa, cam 30 de ani. Da. Și a scris împotriva lui? Unde a scris împotriva? Împotriva lui am scris la... într-o revistă de la România Mare. După 90. După 90. O să revenim și în anul 90, dar înainte de toate am văzut aici să mai citim o poezie din Cartea Destin și iată am deschis la pagina 19 unde aveți un sonet, se cheamă La Vila Dărghiceanu. Aleea parfumată de liliac în floare mă duce către seara cu aspect părăginit. Sera, da. Cu aspect părăginit, aici unde în preajmă impunător apare micuțul sanatoriu de arbori străjuit. O tuse prelungită în timp, scâietoare, ce-i port în piept stigmatul de an necontenit, mă duce ei să aflu o oază primitoare, salonul unde-mi este și patul pregătit, și tinere vestale cu fețe zâmbitoare, în albul de hermină răsar aici în zori, purtând în brațe scrinuri de nichel lucitoare și trupuri istovite, letalic uneori, deodată ca prin farmec, prin viață și culoare, când sora cu perfuzii ne picură licori. Ați fost aici internat în sanatoriu. În ce perioadă? Am fost mai multe rânduri. Mai multe rânduri. Bănuiesc că de asta ați venit și din cauza din asta am și Bacău, venit. Ați venit la aerul din a fost pentru mine o oază. Din Câmpul Lung. Revenind acum la viața dumneavoastră literară, ați încercat până în 90 să publicați vreo carte? Până în 90... Sau n-ați avut curajul de a ieși? Bine, se publica foarte greu. Se publica mai greu. Foarte greu, nu mai greu, foarte n-am greu. N-am publicat carte propriu-zis până în 2000. Eu am publicat atunci texte... În diferite reviste. Brigăzi artistice. Da. Am publicat pe la Bacău. Am participat la câteva concursuri din astea mari, cu ridicarea statuiei Creangă, la Humulești, și a mers cu un text de stradă făcut la Căminul Cultural Săucești acolo și am luat un premiu pe județ pe care a fost bine plătit textul. Se câștigau pe atunci premii literare, ați luat așa premii literare, știu, pe la concursuri, în afară de ce ați pomenit acum. Chiar de la Gazeta Finanțelor. Acolo ați publicat poezie sau ați publicat? Poezie am publicat. Nu e în cartea asta. E... Da. Și de acolo am luat un premiu frumos, o diplomă. Sunteți legat mai mult de Bacău sau de partea de Moldova sau de Câmpul Lung? Nu, am devenit mai legat de Câmpul Lung. Părinții au trăit până când? Părinții au trăit până în Revoluție. Până în Revoluție. Între timp vă mai duceați și pe la... Mereu am fost la părinți. Eram pe tren mereu, aproape de 5-6 ori pe an. Vă întreb pentru că această carte este dedicată părinților mei, Vasile și Catinca, și și o dedicație tot și frumoasă și tot părinților care suferă ca niște martiri pentru copiii lor.
Dorurile Mușcelene, iară un poem scris la Câmpul Lung în 1965. Deci în 1965 era la Câmpul Lung. Da. Da. Era la. Deci așadar Dorul Mușcelene. Răvășite prin poiene, lăsam ochi, lăsam sprâncene, în izvor de lut sfințit, adormea un asfințit dorurile mușcelene. Pe mușcele și pe hule lăsam turmele sătule, printre pulbere arămii lăsam gâze, n-aer, mii, cărăbuși și libelule. Întorcându-ne agale lăsam urme în iarba moale, veverița în crâng de flori și ciobanii tânguitori după albul feței tale. Ale nopții calme, trene, furișându-ne alene prin livezi de prun și meri, noi lăsam în primăveri dorurile mușcelene. Prima dragoste, în ce an a fost și când... Sau când v-ați cunoscut soția mai degrabă, da. În Câmpul Lung sau la Bacău? Cam era ultima dragoste. Era ultima dragoste, așa era ultima este, dragoste. Ultima dragoste, da. S-a întâmplat în Câmpul Lung, v-ați întâlnit în soția Lung. În Câmpul Lung, aici. Soția fiind mușceleancă, nu? Mușceleancă, da. În ce an? Păi e prin 80. Prin 80 da, da, ați cunoscut 80, soția. Da. Destul de târziu totuși. În 80. Destul de târziu. Destul de târziu. Am mai avut... Ați mai fost căsătorit. Am mai fost căsătorit. Am fost căsătorit la Fălticeni. La Fălticeni, acolo ați locuit în Fălticeni? În... De acolo am luat soția de la Fălticeni. Și sunt două căsătorii făcute în Moldova. Două? La Fălticeni. A, ați fost căsătorit și de una, trei ori sau de câte ori? De trei ori. De trei ori, da. De două ori acolo cu moldovenii de la Fălticeni și de la Târgu Neamț. Târgu Neamț, da, da. Da. Și de după la, aceea la da, ultima... Din Șoimărești era, din satul cu renume literar. Da, care l-a Neamul Șoimăreștilor. Neamul Șoimăreștilor. Așa, Sadovean. Sadovean. Da, Sadovean, așa. Copii aveți? Am ultima, am o fetiță. A studiat filologia în București și doctorat la Moscova, la Institutul Pușkin. Doctoratul luat înainte de 89? Nu, după 89. După 89. După 89. Și vă ajută? V-a ajutat în, știu eu, la aranjarea textelor, la făcutul la, nu, eu, acestui destin? Nu, nu m-a ajutat. Nu. Are înclinații, dar nu crede, nu are curajul. Spune că nu va putea să scrie niciodată ce am scris eu, așa are ea respect. Probabil că nu va putea scrie poezie, poate scrie altceva, să principe mai bine la critică, știu eu, înspre alte sectoare ale literaturii. Da, și dacă a luat-o greutățile, are doi copii de crescute, nu are ea. Nu mai are ea cam timp. Pierdut, a avut într-un timp, de-am o poezie, Gâze mele din flori, parcă o poezie. Gâzele mele din flori. E cu poza ei. Ne uităm să vedem gâzele mele din flori. Gâzei mele din flori. Gâzei mele din flori. Sperăm să o găsim. Nu știu dacă o găsim. Are fotografie. Da, 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 e fotografie. În partea a doua, Zodia. Ați împărțit... La început, da. Ați împărțit această carte în mai multe capitole. De ce? Au fiecare capitol are un rost anume, o etapă de creație? Da, întâmplător, așa. Sau au fost mai multe cărți, mai multe cărți cuprinse într-o... Da, da, din cauza asta... Am înțeles. Cred că am găsit aici Gâzei mele din flori. Da. Din spațiu plus și minus infinit, tu gâza mea din flori, bine ai venit. Cu toate că ai vieții ani târzii, negau tu gâza mea că-i să mai vii. Mai ieri, măruntă cât o buburuză, te-ai prins de muma ta ca o meduză. Cu ochii mici și calzi de pitulice, am prins să crești ca dintr-o gâgălice.
Ce n-a mai vrut să dea înapoi deloc, în plin floral, veni bunul soroc, să adaugi vieții chip ca de gazelă a tatălui tău copie fidelă. Deprins acum cu tabla mulțirii, prin tine am pus punct tainic împlinirii și nu mai am chiar nici de moarte frică, doar grijă că ești tare mititică. Când anii mei coboară spre chindie, prin tine simt că urc în veșnicie. Aș vrea să n-ai, ca moștenire în gene, din tatăl tău la patim și la lene, iar când vei da de cele ce ți-am scris, să-ți poarte grijă îngerii din vis. Ursitele dor fi să te menească, cu harul meu în limba strămoșească, să adun comori de stihuri într-o carte, de nu avea în viața această parte. Și când moșneag, moi clătina în amurg, în paza lui te aibă de miurg, și ochii tăi să-mi lumineze tina, o gâza mea din flori, Ecaterina. Așadar, pe fata noastră o cheamă Ecaterina. Am văzut că multe poezii sunt fragmente din viața dumneavoastră. Notații, e un fel de poezie jurnal. Așa ați vrut să fie sau, știu eu, așa ați gândit poezia ca și viața dumneavoastră? Da, păi sunt exact ca viața mea. Lucruri întâmplătoare. Revenim puțin la viața literară a anilor 60-70. Cum se desfășura ea? L-ați cunoscut, de exemplu, pe Iovescu? Da. L-ați cunoscut pe Iovescu? Da, și prieten de păhar. Era foarte... Ne aduna pe toți și era cu părintele Savu de la Chilii. Cu părintele Savu de la Chilii, da? Da, și cu Nasta. Toți erau prieteni, am făcut și pe aici câte o întâlnire. Dar Iovescu venise aici cu domiciliu obligatoriu. Da, obligatoriu. De fapt aici, el era la Bughea și lucra... Culmea, și la abator, nu? La abator. Dita mai știu eu, absolventul de filologie, scritorul în perioada interbelică, avea deja majoritatea romanilor, 3-4 romane la vremea aceea, sau chiar după aceea a publicat încă două romane. Dita mai scritorul de care scrisese... cu istoria literaturii, pomeniseră Lovinescu-l pomeniseră, un creangă, da, scrisese și în istoria literaturii și Călinescu despre el, da. Lovinescu-l pomeniseră un creangă al literaturii, iată, muncea într-un abator din Câmpul Lung. Da. În afară de Iovescu, pe cine ați mai cunoscut aici? Așa, la Câmpul Lung, nu, alții nu prea mai cunoscut. Din scriitorii vremii. De exemplu, spuneți aici undeva că ați publicat, am înțeles eu, cu Ion Chingaru. Ion Chingaru, pe vremea aceea, lucra la un ziar, Uzina Aro avea un ziar pe atunci, da. Nu? Și publicați poezii în ziarul... Publicam și la el, da. Și la el, nu? Mai țineți minte cum se chema ziarul acela? Nu mai țineți minte, nici eu nu mai țin minte, de asta v-am întrebat dacă mai țineți minte cum se chema. Era Ziarul Uzinei. Ziarul Uzinei, dar el apărea pe la chioșcurile de ziare sau cum era el comercializat? Nu apărea la chioșcuri, era direct distribuit. Lucrătorilor din, da, din uzină. Și în afară de, știu eu, lucrurile obișnuite, acolo se publica și poezie, nu? Se publica poezie. Mai țineți minte când s-a mutat Casa de Cultură la, de fapt, Casa de Cultură care este acum, unde este renovare, mai țineți minte când s-a întâmplat, în ce an s-a întâmplat acest lucru? Nu mai țineți minte, dar... Cenaclul frecventează destul de des, în ultima perioadă mai rar, l-ați cunoscut pe Bogdan, pe Marian Petri, de exemplu. Da, pe Marian Petri, era unul din cei mai atașați membri ai Cenaclului. Era un bun critic, un bun scris
satiric. Satiric. Ați publicat, ați scris și texte pentru brigăzi, nu? Da. Și s-au jucat aceste texte? Unde s-au jucat? Care au fost brigăzile care au pus în scenă textele dumneavoastră? Aici, la Câmpă Lungă, am fost texte la OCL. La OCL, la uzina electrică. Brigăzile de acolo au jucat textele dumneavoastră? Da, ale mele, da. Da, și cu ce ocazii le-au jucat? Au fost în festivaluri? Da, erau concursuri, erau întâlniri în cadrul... Și festivalul Tudor Mușatescu era... Tudor Mușatescu, era un dialog la distanță, era toată perioada aia a vremii. A vremii. V-ați cultivat singur poezia sau, știu eu, ați avut oameni lângă dumneavoastră care... v-au arătat nu. Modalități de nu, a scriere? Nu, am mai avut autodidact, așa. Care este poetul de care vă apropiați cel mai mult? Care vă place cel mai mult? Sau care sunt poeții cărora le datorați ceva din scrisul dumneavoastră, să zic așa? Da. Cred că, fiind contemporan cu Labiș, a rămas de la el. Dar nu l-ați cunoscut pe Labiș. Nu l-am cunoscut. N-ați avut ocazia nici pe Labiș, nici pe Nichita. Nici pe Nichita. Am scris despre ei ceva așa, am întâmplat. Da, oricum, da, da, da. Că am început activitatea cam odată cu ei și jinduiam după... Labiș puțin mai devreme a început activitatea. Nichita în 60 și parcă în 67, nu, 57 a publicat prima dată 57 Nichita. 57 și... Da. Și la Biș tot cam așa. La Biș tot cam așa. Tot așa. Așa este, da, da, da. Tot cam că în jur de 56. Am început cam odată da, și da, da. Se duceau în vizită la Sadoveanu. Sadoveanu era președintele Uniunii Scriitorilor la vremea aceea, da. Și îi mai spunea, auzeam că îi spunea Sadoveanu, băi, zicea lui Nichita, Nichita, ia-te băi după Nicu. Da, da. Du-te după Nicu, că nu prea îi plăcea lui Sadoveanu poezia lui Nichita. Nichita, da, era puțin mai complicat. Bine, deși la început Nichita se vedea totuși că era o poezie mai altfel, dar tot în șabloanele clasice a fost la început. După aceea a început el să facă acea beție de cuvinte, cu acele necuvinte și jocuri de cuvinte și așa mai departe. Da, mai citim o poezie, Ploi mușcelene. Mușcele tolănite sub poale de carpați, puturme zgripulite și baci greu încercați, trec nori, vineți ca huma spre zările afunde, de parcă ar vrea acum mușcelul să-l scufunde, din ploi necontenite pâraiele s-adun și case pustiite în urma lor rămân, mândri voievodale de atâta ploi le vezi, ca alunecă la vale cu case și livezi, în timp ce toamna șuie, cutusea în gâlești spre grui și o întâcă suie în mână cu un vrej. Toamna 1969. Toate poeziile văd că sunt datate și majoritatea sunt din perioada 65, 69, 70. După 78, iată, cam asta a fost perioada când ați scris aceste poezii. Mai târziu, după 90? După 90... Ați mai scris poezie sau le-ați revizuit pe cele care le-ați... Dar mă întreb de ce ați amânat, să zicem, acest destin de a vedea lumina tiparului aceste poeme atât de mult? Da, din neglijență. Din neglijență. Da. N-aveam încredere că pot să aibă... un pic de valoare. N-aveați încredere, dar poeziile dumneavoastră, o parte din poeziile noastre apăruseră în reviste, în ziare? Și cu acest lucru nu aveați încredere? Cu toate că trecusem pe la Cenacul Serioase, fusesem la Piatra Neamț, cu Nichita Bistriceanu, Nichita Bistriceanu, Cicerone Cernegură, foarte bun poet, David Kelmer, era un evreu nemaipomenit, un talent, o splendoare. Da, de acești poeți nu se mai vorbește, nu se mai aude, probabil că la Piatra Neamț da, dar în țară da, nu. Nu știu cum de n-au rămas acești poeți.
David Kelmer, cum te s-a pierdut pe drum, și Cicerone cer negură. Era bun prieten cu Radu Cârnece, erau în același... Ei aveau cărți publicate? Aveau cărți publicate, publicate, da. Pe vremea aceea, erau, nu? Erau cunoscuți în țară. Radu Cârnece este un poet cunoscut, un poet intra deja în istoria, să zicem, istoria literaturii române, el are cărți, se pot citi cărțile, dar de acești poeți, în afară de faptul că citim într-o cronică, că ei au făcut parte din cenaclul de la Târgu Neamț, nu avem alte, știu eu, nu știu, cunoștințe. Cum, probabil că ei n-au plecat, au rămas acolo. Toate că ăsta Cicerone cer negură a plecat peste hotare și nu s-a mai întors. Probabil că de asta a fost și scos din... Da. A ajuns undeva pe la Vatican, da. Scria la Europa Liberă pentru Vatican. A, și de asta a fost scos și din cercul scriitorilor români, fiind plecat în afară. Probabil că și celălalt, ziceți, evreul, o fi plecat David și el. Kelmer. Și el cred că a plecat și el, a plecat undeva prin Israel. Prin Israel, așa este. Probabil că sunt nume importante acolo unde au ajuns. Tot ce se poate, că erau de talente deosebite. Și erau prieteni care veneau acasă, eram atunci, după ce făcusem școala profesională, veneau în vizită la mine, la Săucești, la țară. Și bănuiesc că petreceați până târziu, citind poezii. Îi puneam și la treabă. Îi punea și la treabă? La bătute Floarea Soarelui. Da? Și stând și la știuleț, la... Discutați literatură. Da, așa literatură. Se făcea literatura atunci, era ceva... Bine. Mâncau porumbă, fiert, făceam... cum să spun, timpul parcă curgea și puțin mai lent, așa, era altfel viața atunci decât este astăzi. N-ați avut curaj să scoateți până în 2000 o carte? Atât, am publicat niște texte care au rămas rătăcite prin perioada comunistă, n-am... Avem Litani și sonete, ediția a treia, ediția a întâia a apărut în 2000, ediția a doua în ce an, 2000 cât? 2004 și 2011. Mai aveți ceva în lucru? Mai aveți ceva de publicat? Mai am ceva de în lucru, dar e intitulat Litanii în amurg, datorită stării cu sănătatea. Da. Și nu le pot decât să le dictez și când voi avea, lucrez la, și mi-am propus să scriu 30-40 sonete într-un format mic. Și Nichita Sănescu dicta în ultima vreme, nu mai avea răbdare să mai scrie, vine la dumneavoastră situația că nu mai puteți să vedeți ca să scrieți, dar Nichita Sănescu chiar nu mai avea răbdare să mai așteamnă pe hârtie. Și avea poeme. Secretară care... Avea secretară și îi dicta... dumneavoastră cui dicta? Soției? Soției, da, și mai am niște surori, am două surori la Pitești. Da. Adun, le memorez. Le memorați, le lucrați în minte, mult timp. Când fac 3-4, mă duc și le dictez. După aceea le mai țineți minte sau vă eliberați într-o dată de poezie? Le țin minte pe astea. Da? Pe astea lucrate... Ne spuneți una? În întuneric. Deci, poezii lucrate în întuneric. Ia, uitați ce titlu frumos. Da. Mai jos... de prăvălia lui Băgeanu, îmi este în cale, în al străzii zvon, portița cea deschisă mai tot anul. Aspect al bulevardului, pardon, care face parte din... O îngustă curte își desfășoară planul cu uși, ferestre și un discret balcon. Aici își poartă duhul musceleanu,
în fiecare încăpere sau cotlon. Mi-a rămas mie minte că aici a stat cândva și Mușatescu. Da, da. Da. Își scoate iarna fermecata cheie, ninsori de aforisme pe alee, ucise flori cu lujeri înghețați. La ultima, nu, la ușa de pe urmă, acolo unde e fixat locul, la ușa de pe urmă o femeie, purtând în mână fermecata cheie, mă întreabă blând pe cine căutați. E un sonet. Da, domnul Fălic, rebădă dumneavoastră pe cine căutați acolo? Căutam o prietenă care vreau să o am printre prietenele mele care să-mi scrie ce dictez. Da. Ați intitulat un capitol al acestei cărți, Destin, Litanii și Sonete, Armetica vieții. Viața are o armetică ei? Da. Cum o vedeți dumneavoastră? Păi... Nichita Spănescu spunea că unul și cu unul nu fac niciodată doi. Nu? Așa spunea el. Știu, spunea așa, în antimetafizica, că o capră plus un oaie poate să-ți dea nu știu ce, altceva. Nu? Cum este această armetică a vieții? E, și mai mult e și jongleală, așa... O jonglerie a cuvintelor. O jonglerie, da. O jonglerie cuvintele de când ai devenit stăpân pe cuvânt, îți permiți așa ceva și la renumele care ți l-ai făcut, dacă așa cum era Nichita, își permite acolo. Nichita, da, dar dumneavoastră nu v-ați permis, așa că în vara anului 1978 scriați Armetica vieții. Am început așa, a număra peltic un an, doi, trei și tot așa, până într-o zi, când ne-a cuprins mirarea că murmuram invers numărătoarea. Și am pornit așa, la adunare, să dezlegăm a vieții în sumare, când unul și cu unul în joc suplu fac împreună conjugalul cuplu. Și am adunat, cu sufletul deschis, speranță cu speranță, vis cu vis, și pe plăcuță până în an târzii am adunat și griji și bucurii. Dar într-o zi, din simț de prevedere, am zis să trecem practic la scădere. Din timpul pentru studiu prevăzut, mai mult de jumătate l-am scăzut. Am mai scăzut și motivări banale, vreo 4 ani concedii medicale și o linie trăgând, ce-a rezultat? Un tras de păr bacalaureat. Romantici totuși, cum suntem din fire, trecurăm într-o zi la înmulțire, cu doi, ori cât fac dulce am o gâldeață cu gângurul și cu surâs de viață. Prin asta noi, normal, am fi aflat să ridicăm iubirea la pătrat și să gustăm din plin dulceața firii descoperind pătratul fericirii. Dar n-am putut să învățăm atât, cu puncte în puncte, după doi, ori cât, văzându-ne rămași în potignire, blazat sărind drept la împărțire. În marea vieții, plină de talazuri, am împărțit necazuri la necazuri, iar țărmuri însorite, aurii, am împărțit și multe bucurii. Dar iată ne întorci la înmulțire, cu doi, oricât ajungi la nemurire, plătind tribut amar neîmplinirii și corigenți la tabla înmulțirii. Deci, plătind tribut amar neîmplinirii și colegiul la tabla mulțirii, da, aici, cu doi oricât ajungi la nemurire. Cum? Da, uite așa am ajuns la nemurire, că am doi nepoți. Bravo, mulți. N-am visat niciodată. Da. N-am visat niciodată că fetița mea o să-și găsească partener de viață tot la Moscova. Și au venit amândoi. Soțul este rus, nu? Nu e rus. Nu? Nu. Nu. Nu, s-au întâlnit probabil la Moscova în timpul studiilor. Erau amândoi acolo, erau singuratici amândoi și s-au...
Dar de ce, din curiozitate vă întreb, de ce a ales să dea doctoratul, știu eu, la Moscova, cu literatura rusă bănuiesc că a dat doctoratul? Ei au avut la limba rusă 10, toate că și la engleză au avut 9. Și fiind nevoie de interese, probabil, că aveau și rușii programat în relațiile astea culturale, să-l trimită și studenți la limba rusă. Și așa a ajuns acolo. De adevăr, e o limbă mai trecută prin... Nu, noi o percepem ca o limbă care a adus peste țară nenorocire, a adus comunismul, a adus crimele, a adus tot ce este, să zicem, mai urât despre o perioadă din istorie. Vorbim despre o perioadă din istorie, dar, în schimb, să nu uităm că Rusia a dat cei mai mari scritori ai lumii și, totodată, limba rusă este o limbă melodică, o limbă, nu este o limbă dură, e o limbă blândă, o limbă balcanică, o limbă, cum spunem noi în general, o limbă cu mult dor în ea, cu mult lirism. Și să nu amintim decât pe mari poeți, să amintim aici un Esenin, de exemplu. Esenin, da, e un Eminescu al lor. Un Eminescu al lor. Nu mai vorbesc de Pușkin, nu mai vorbesc de Pasternak, nu mai vorbesc de mulți alții poeți. Maiakovski și așa mai departe. Da. Mai citim o poezie. Ați intitulat iar o parte din carte, Zodia Cancerului. Ce înțelegeți prin... Da, Zodia Cancerului a fost perioada care a lăsat Ceaușescu în urmă după acel impuls al... Da. Al dictaturii. Al dictaturii. Este scrisă la București în 1985 acest poem, Zodia Cancerului. O să îl citesc. Cât de mult v-a ajutat comunismul și cât de mult v-a scufundat în mocirile? Aici sunt mari surprize pe care ne le-a adus noua democrație. A fost o perioadă în comunism care, cel puțin eu, mă pot declara că mi-a salvat viața. Mi-a salvat viața. În primul rând, era o altă grijă față de om. Era o altă grijă față de om, de bolnavie. La noi, în tânăra noastră democrație, am cam uitat de om. Am cam uitat. Ne interesează mai mult banul și omul mai nu puțin. Nu mă închipuiam că o să fie această lăcomie de înavuțire pe toate căile și fără posibilitatea de a stopa ură față de om, că la un moment dat este ură față de om. Citim Zodia Cancerului. Trecea mașina prezidențială în plin socialism victorios, cu un deget îndreptat fără sfială la cozile alungite în sus și în jos, și a țării doamnă cinică, fatală, și optit ovarășului ei zelos. Ia uite, Nicule, ce vânzoleală, omizile au și ieșit la ros. Crispați de fric și foame, istoviți, sunt cei ce speră un os, o căpățână, tovarășii și trec falnici, giftuiți, și ca pe vremea ducăi, o bătrână ieșind din șir în urna lor, în urma lor, aici e greșit, scrie urna, în urma lor îngână, mânca var viermi cei neadormiți. Deci București, 1985, și oricum ultima perioadă a comunismului, nemai până la socoteală, știu eu, pușcăriile unde au murit mulți, mulți oameni, mulți intelectuali noștri, și ultima perioadă a comunismului, zicem, din 85 până în 89, au fost niște ani foarte, foarte grei pentru noi. A fost o perioadă de relaxare atunci. În 70, 60, 64. Până le-a dat domnul Gheorghiu, eliberat din închisoare. Cam asta. Cam 4-5 ani au fost ani buni. După aceea lucrurile au început să o ia pe,
pe altă pantă. De fapt, cred că au fost anii de culme ai comunismului, când se confiscase toate averile, existau ceva bunuri. Erau și atunci... Erau bunuri, da. Păi, eu am stat în sanatoriu la Bisericani un an de zile și am stat acolo ca la... Vorba aceea, ca în Sânul Avram. Mâncare, trebuie tratament cu antibiotice. Perioada aia parcă... Nu mai există acum. Vă face nostalgic. Da, mă face nostalgic. Deși, vedeți, uite, sunt momente în viață care ne face nostalgic și uităm câteodată momentele pe care le-am suferit atunci, că au fost și momente în care ne-a fost foarte greu. În același timp cât noi eram, trăiam ca în Sânul Avram, da, erau prin închisori, alții bătuți, care trudeau, da, da. Și au, sau nu aveau ce mânca, da, și așa, da, mai departe. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine la această emisiune. Vă urez la mulți ani cu sănătate, să terminați cartea pe care, da, o mulțumesc, scrieți, și titlul ăsta mi-a plăcut, cum mai spuneți o dată, cu versuri în întuneric sau cum, poeme în întuneric. Litanii în amurg. Litanii în amurg, nu, dar a spus da. Poeme din întuneric. Din întuneric, e ceva foarte, foarte frumos, un titlu foarte frumos. Ar trebui chiar să numiți un poem așa, știu, poem din întuneric, da. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine, mulțumim și telespectatorilor. Și eu vă mulțumesc, dacă vreți dumneavoastră să servim o bere. Ei, nu, acum nu avem timp. Să nu prindem Da, da. Mulțumim că ați fost alături de noi încă o dată, mulțumim telespectatorilor, o seară cât mai bună. Da, vă foarte mulțumesc pentru această vizită, această... Și noi care mulțumim. Va rămâne... În istorie. Dacă nu în istoria literaturii, măcar în istoria mușcelului. Și tot mușcelului. E bine. Tot este bine. Mulțumim. Da, bun, vă mulțumesc și eu.